Astăzi vă voi arăta cum se schimbă bateria la o cheie Mercedes. Aceasta e de la un Mercedes A-Class 2015, dar o mai puteți găsi și la Mercedes B-Class, la un Mercedes E-Class, C-Class și așa mai departe. Ca să o desfaceți, nu aveți nevoie de scule. Trebuie doar să scoateți cheia mecanică sau lamela de aici din cheie. Pur și simplu trageți de acest butonaș negru. Iată, și apoi iese lamela, o scoateți în exterior. Bun, apoi, pe partea aceasta, partea care nu are butoane, vedeți, introduceți lamela în interior, împingeți foarte puțin și cu grijă, iată, și iată ce ușor a sărit capacul. Bun, ca să înțelegeți ce am făcut, vedeți, pur și simplu am introdus lamela în interior, iată, pe aici, iată, ca să înțelegeți, am introdus lamela pe aici, ca să putem desface acest capac care are această prindere de plastic. Bun, după ce ați desfăcut capacul, e foarte simplu, puteți vedea bateria. Aceasta puteți să o scoateți cu mâna, dacă reușiți. Iată, e o baterie CR2025. E o baterie de tip litiu dioxid de magneziu. Ne spune prima literă de aici, vedeți că are un CR. CR-CU înseamnă că e o baterie de tip litiu dioxid de magneziu. Iar râul acesta ne spune forma bateriei, care este round, e rotundă. Bun, apoi 20-25. Aceste patru cifre care urmează ne indică diametru și înălțimea bateriei în milimetri. 20 însemnând diametrul bateriei, iar 25 înseamnă 2,5 mm înălțime. E foarte, foarte subțire. Bun. Ce faceți? Ați scos bateria veche, o înlocuiți cu bateria nouă. Toată această operațiune va trebui să o faceți destul de repede, să nu dureze prea mult, pentru că altfel veți putea șterge softul de pe cheie și va fi nevoie ulterior să vă duceți la un service să-i faceți din nou. Să reprogramați cheia. Bun.